Primăria din Zalău cheltuie 2000 de lei, 20 de milioane de lei vechi pe un câine vagabond. Ce părere aveți? Cam mulți bani pentru un câine vagabond. E cam mult, e cam mult, că sunt alți săraci care n-au 2 lei pe zi să trăiască. E acum probabil mă întrebați ce să facă cu câinii. Sterilizare. Și pe urmă ei dispar. Dacă nu se mulțesc, dispar. Să-i omorâm nu-i omenește. Nu știu alții ce părere sau cum au, dar eu zic că și câinele este un animal, exact ca omul ăsta, cum suntem noi, oamenii. Numai dacă el n-are un stăpân, n-are pe nimeni, e bineînțeles că e un suflet și el. Trebuie primit, l-a ajutat, eu zic bravo. Eu așa spun. Păi dacă n-am ce cheltui pe altceva, să cheltuiască pe câini. Că suntem tare bine cu banii. Ce părere avem? Are și ala un suflet. Eu așa... Nu, nu mi se pare. Să dea ce trebuie la copiii pe stradă și câinii să le facă un adăpost și să se ocupe de ei. Nu să dea atâția bani pe câinii vagabonți, pentru că mulți copii sunt și familii care nu au ce să mănânce, să pună pe masă, nici de sărbători și în restul zilelor, e cum să dea bani pentru un câine. Totuși, un câine trebuie respectat în limita câinelui. Dar nu un copil stă și moare de foame sau o bătrână sau altcineva. Mulți sunt care n-au ce să pună pe masă. Trebuie să gândească la aia și pe urmă la câine. Cam mult. Cam mult, sigur. Mai bine să pune în alte parte, știi? Care de unde se pune? Să cheltuie mai mult pe un câine vagabond decât un copil care ar trebui îngrijit și ar trebui copil a străzii. Eu ce să vă zic? Și aia trebuie protejați, dar e mult. Rea. Destul de rea. Mi se pare mult, puțin? Mult. Ce părere să am? Într-un fel, eu aș putea fi de acord și cu acest lucru, pentru că nu poți să renunți la un câine ca și la un obiect. Deci să renunți la el. Pe de altă parte, e o sumă destul de mare în vremuri de criză, care ar putea fi, poate, cheltuite și sub o altă formă. N-au oamenii ce mânca și de să mânce câinele, nu? Trebuie să aibă prima dată grijă de noi, să nu murim noi de foame, după aia câinii. Și câinii, da? Prima dată ăștia săraci, care n-au ce mânca.